Capriciile vremii de când este lumea se regăsesc și în costurile procesatorilor și în prețurile de vânzare. În Oltenia, la Slatina, lucrurile nu au de ce să fie altfel. Colegul meu, Ovidiu Ghinea, a intrat în vorbă cu un reprezentant al procesatorilor din zonă, care a confirmat scumpirile la conservele de legume. Ploi înghețate, sau nu știu cum se le numesc, care au compromis oarecum culturile de primăvară. Apoi a urmat în vară o cantitate mare de precipitații, care pentru unele culturi au fost benefice, dar pentru alte culturi nu au fost benefice. Țin să vă spun că în zona noastră au fost foarte multe ploi acide, astfel încât culturile care au fost cultivate în afară au fost afectate. Care anume? Ce culturi? În special roșiile, ardeiul, și ca și cultură de primăvară am întâmpinat probleme astă primăvară cu spanac. La spanac am avut foarte mari probleme pentru că el a fost cel mai afectat de acele ploi cu gheață de astă primăvară, din martie-aprilie. Bun, asta înseamnă că dumneavoastră fie ați achiziționat la un preț mai mare, fie ați fost nevoit să aduceți din alte zone ale României decât din zona asta de sud. Pe cale de consecință implică un preț mai mare de producție, un preț mai mare de cost. Corect. Noi am încheiat contracte cu foarte multe firme și din zona noastră, dar și din sudul României, dinspre Constanța. Tocmai de-aia v-am spus, prețul a crescut, aducând marfă de la distanțe mai mari, prețul crește. Cu cât procentual? Să zic așa, cu un 15-20%, dar vorbim de cantități industriale. Necesită foarte multă muncă la sortarea acesteia, pentru că, v-am spus, fiind marfa atacată și de diferite dăunături și de boli, timp să o sortezi, timp să o procesezi, toate acestea costă bani și, până la urmă, banii acestea se regăsesc în prețul produsului.